Un polițist a fost reținut de procurorii anticorupție pentru 72 de ore. Omul legii a fost prins în flagrant delict în timp ce a solicitat 4.000 de euro de la un bărbat care era cercetat penal pentru contrabandă. În schimbul banilor, bănuitului ar fi promis bărbatului că îl va ajuta să-și restituie bunurile ridicate după percheziții și să scape de pedeapsă. Potrivit oamenilor legii, bănuitul activa ca ofițer de investigație în cadrul Inspectoratului de Poliție Ciocana. El a fost reținut imediat după primirea banilor pretinși. Acum e cercetat penal pentru corupere pasivă și se află în izolatorul Procuraturii Anticorupție. Dacă îi se va demonstra vinovăția, riscă până la 6 ani de închisoare, amendă și privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții publice. În momentul comiterei infracțiunii, ofițerul de investigație se afla în concediu pentru îngrijirea copilului.